Salut, prieten, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Candidații la Raport, emisiune de promovare electorală. Vă spun și în această seară același Marius Dumitache, alături de colegii mei din Regia Tehnică. Doamnelor și domnilor, Partidul România Unită, mândria de a fi român. Exclusiv la noi în studio, doi dintre susținătorii Partidului România Unită, Dâmbovița, dați-mi voie să vi prezint, fostul prefect al județului Dâmbovița, domnul Ioan Marinescu, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, fost vicepreședinte PSD Dâmbovița și fost președinte a TOP, de această dată este prezent la noi în studio în calitate de susținător al Partidului România Unită la nivelul județului Dâmbovița și nu mai spune și noi bună seara, bine ați venit, domnule prefect. Bună seara, bine v-am găsit, actual susținător, că am fost destul la fost. Acum actual susținător. Actual susținător. Da. O să aflăm de ce sunteți actual susținător al Partidului România Unită și dați-mi voie să vi-l prezint și pe unul dintre liderii marcanți ai PRU Dâmbovița, domnul Gheorghe Culcea. Domnia sa este președinte interimar PRU Târgoviște. Bună seara, bine ați venit. Bună seara noastră și telespectatorilor, bine v-am găsit. Domnule prefect, de ce ați ales Partidul România Unită să fiți unul dintre susținătorii de bază ai PRU la nivelul județului Dâmbovița și numai? Ar fi mult de povestit pentru ce am ales Partidul România Unită. Domnul Dumitache, Partidul România Unită cred că ar trebui susținut de toți românii și spun asta nu pentru că suntem într-o campanie electorală, spun asta pentru că, după cum te vedem în ultimul timp, latura națională, naționalistă, echilibrată, a fost lăsată deoparte, a intrat puțin în umbră. Partidele mari nu mai au timp să abordeze această temă și eu consider salutară apariția acestui partid pe care îl susțin cu toată ființa mea. Argumentele sunt multe, probabil pe parcursul emisiunii o să le luăm pe fiecare în parte. Am rămas independent, că așa am promis în vară, și pentru că marele partid, PSD, nu a mai avut nevoie de serviciile mele, am considerat că este nevoie să-l completăm puțin, să-i completăm latura naționalistă a politicii din România cu acest partid. E în fază incipientă, sunt convins că va antrena un număr foarte mare de români, pentru că este un moment istoric pe care dacă nu știm să-l fructificăm, nu prea ne mai întrezărim viitorul. Există o cutumă, am să mă documentez în următoarele zile, care spune că un stat național intră în deplinătatea recunoașterii internaționale după 100 de ani de existență. Din câte vedeți, în ultimul timp, asupra statului național român există foarte multe atacuri, foarte multe încercări de slăbire. Destabilizare. De destabilizare, sigur că da. În aceste condiții, Partidul România Unită a apărut ca o necesitate. Și sunt convins că românii vor înțelege că trebuie să ajute această formațiune pentru că se ajută pe ei. Noi trebuie să aniversăm cei 100 de ani de stat național unitar uniți. Uniți indiferent de partidele din care facem parte, în primul rând suntem români. Și consider că așa cum maghiarii reușesc să bage în Parlament de 25 de ani un număr de un milion și ceva de maghiari reușesc să aibă reprezentarea la vârf până la nivel de viceprim-ministru, Partidul România Unită trebuie să fie în Parlament, să fie o contrapondere a acestui partid. Românii au obligația, românii patrioți, românii care țin la acest popor, au obligația să susțină acest partid. Vine în completarea PSD-ului, care este un partid pe care îl respect extraordinar de mult, e partidul care m-a format politic, dar care are teme mult mai mari, consideră acest partid, și nu mă refer la lideri, privind dezvoltarea țării, privind asigurarea unor condiții mai bune și reușește. De fiecare dată, partidele de stânga au reușit să fie lângă popor și să aducă ceva bun. Partidul Social-Democrat nu va fi complet dacă nu va avea lângă el PRU. Și am să vă dau un argument foarte simplu. Putem să facem niște scenarii, da? Vă rog. Partidul Social-Democrat
are undeva la 40%, 40-42%. Haideți să facem un scenariu, că printr-un giumbușluc făcut de actualul președinte, al doilea partid care a conturat viitoarea putere înainte de alegeri, ALDE, este determinat prin mijloace neortodoxe la formarea guvernului să treacă în partea cealaltă. Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România, se poate trezi în situația că cu 40-42% să rămână în opoziție. Dumneavoastră îl vezi pe Călin Popescu Tăriceanu sau pe Daniel Constantin că ar trece în tabăra adversă? Domnul Dumitrache, acum nu, dar am voie să fac niște supoziții. Sau nu vă mai surprinde nimic? Nu mai mă surprinde nimic. Să vă spun de ce. Partidul Umanist Român a trecut într-o noapte, soluția imorală de acum câțiva ani, a trecut într-o noapte de partea cealaltă. Eu îi respect pe cei de la ALDE și sunt 99% convins că vor rămâne aici, pentru că sunt oameni de cuvânt și au construit în România. Dar uitați-vă sub ce formă se desfășoară politica actuală. Sunt lucruri normale care în secunda 2 sunt devin anormale. Și atunci, e posibil ca Partidul Social Democrat să trezească cu 42% în opoziție? Cele 5%. Haideți să vă spun. Scenariul pe care îl lansați dumneavoastră are șanse minime să... Da, de acord, dar există? Unul la milion? Există, șansa, da. Bun. De fapt, sunt și zvonuri că după aceste alegeri au apărut unele zvonuri că o parte din ALDE s-ar rupe. Categoric. Pentru că acolo sunt oameni, probabil, puși pe liste sau infiltrați, care vor strica echilibru. Haideți să vă spun de ce cred că este important Partidul România Unită. Partidul se, undeva în ultimele sondaje din care, pe care eu l-am văzut, a fost dat cu 4,2%. Diferența dintre 4% și 5% este foarte mică pentru PRU, dar este imensă pentru PSD. Ar însemna 5%, care la 42 se duce la 47 și prin redistribuire face majoritate, face puterea. Ce solicit eu din partea PSD-ului? Ca așa stă vară. Să fim lăsați să construim acest partid. Să nu ni se pună piedici, pentru că, din păcate, și aici o să fac o paranteză care nu știu dacă o să convină multora, Ceaușescu a lăsat foarte mulți ceiușei mai mici în urmă, care își doresc să conducă un partid unic. Dâmbovița este printre aceste județe, în care ar vrea ca un partid să ia totul. Există risc foarte mare că dacă nu avem un calcul politic, domnul președinte, un calcul politic, și vă spun dumneavoastră ca și coleg, de perspectivă, să luăm, v-am spus, 40 și să stăm, să ne uităm la putere. Atunci, sunt convins că nu voi întâlni în teritoriu piedici pe care le-am întâlnit eu personal de astă vară, în care Marinescu devenise un fel de dușman al partidului, al poporului PSD-ist. N-am fost niciodată și respect partidul. Am avut niște disensiuni și le mai am cu conducătorii care nu înțeleg că nu trebuie să stăpânească partidul, trebuie să-l conducă. Și atunci sunt convins că românii vor înțelege aceste mici dedesubturi ale politicii și vor vedea mai departe. Și inclusiv membrii PSD. Cu alte cuvinte, dumneavoastră susține necesitatea ca Partidul România Unită să ajungă în Parlament. Este o necesitate națională. Eu n-am niciun interes. Nu sunt membru al partidului, dar îl susțin pentru că eu așa gândesc. Românește până în ultima fibră. Și ar trebui să lăsăm la o parte niște interese de altă natură, să ne gândim că România în 2018 trebuie să fie unită. Și fără Partidul România Unită, care să asigure echilibru în Parlament cu celălalt partid care și-a văzut numai interesele sale, cred că vom avea o problemă. Eu cred că românii vor înțelege, este un trend internațional. Uitați-vă, toate partidele naționaliste în celelalte țări sunt respectate foarte mult. Numai la noi s-a căutat să dea permanență în cap sau cum se zice la bază. În țări ca Polonia, spre exemplu, s-au impus. Vă rog să... Și la noi. Curce, vă rog. Și la noi, să știți că unele sondaje ne dă 6,2. Nu 4. Domnul Bucer, să le avem... Eu zic să avem 5. Că dacă ori fi 7, dar să le avem pe alea 5 ca să asigurăm... La noi unde? În Dâmbovița? La noi în Dâmbovița, da. E vorba de țară. Trendul naționalist sper să prindă și la noi. Sper să facem treabă bună împreună. Sper ca românii să își dea seama în ultimul
moment și să devină cu adevărat români, să voteze Partidul România Unită. Astfel, votând Partidul România Unită, se ajută pe ei. Noi suntem singurul partid care susținem un premier înainte de alegeri. Fiecare are dreptul să aleagă premierul. Noi susținem Victor Ponta, premier. Da, de fapt asta este de fapt argumentul pentru care eu sunt aici. Principalul motiv. Știe toată lumea că sunt un susținător al lui Victor Ponta și acest partid a avut curajul să și-l asume în campanie. Dar Victor Ponta nu este membru al Partidului România Unită sau faceți noastră ca partid național? A fost singurul premier care a avut o creștere economică destul de considerabilă. Alții au tăiat pensii, au tăiat, Victor Ponta le-a dat. Nu e de uitat așa ceva. Dar Victor Ponta este membru al Partidului Social Democrat și candidat PSD la Gorj, pe listele Partidului Social Democrat. Domnul Dumitrache, haideți să vă spun ceva. E candidat al PSD-ului. Dar să știți că iar e problema cu n-ai 98% susținere acolo și n-ai 2% să ai întregul. Probabil întregul este... Ponta este chiar liantul între noi, între Partidul România Unită și Partidul Social Democrat. Dacă îl susținem împreună... Nu mai Victor Ponta, pentru că sunt foarte mulți foști lideri ai PSD-ului care s-au înscris în Partidul România Unită. Poate în regulă. Da. Despre ce vorbim noi aici? Păi cel mai mare și cel mai vechi partid istoric din România, PNL-ul, care de fapt nu știu dacă mai e PNL, e PNDL. Nici ei nu mai știu, nici ei nu mai știu ce sunt și nu știu pe unde sunt. Și-au asumat un candidat pe Dacian Cioloș, Julien Cioloș, care, de fapt, dacă o luăm, să o luăm puțin naționalist, noi avem la conducerea țării trei, în structurile înalte, trei personalități cu dublă cetățenie, ceea ce este undeva împotriva Constituției. Dacian Cioloș, Werner Iohannis, Chioveși. Luluța, parcă-i să zicem, bun. E, domnul Dacian Cioloș, e o situație anormală. N-a avut nici măcar curajul pe care l-a avut Marinescu la Dâmbovița, care este un anonim necunoscut în față de nivelul ăsta, să candideze, domn. Ce țară e aia care vrea să aibă un... sau ce oameni sunt cei care vor să susțină un premier care nu candidează? N-are curajul să ducă, băi, electorat român. Eu vreau să candidez. Ia, vedem câte voturi eu. Păi eu mă consider superiorul Dacian Cioloș. O să zică lumea că am luat-o, nu mai am țiglele pe casă. Sau un prieten de-al meu, care știu care are această vorbă. Că nu am toate țiglele pe casă. Dar eu am candidat și am luat câteva mii bune de voturi. Dânsul nu are niciun vot. Și atunci cum vrea să conducă România, domnul? Uite. Mă întreb și eu așa, ca un bun român. A ajuns premier, șef al executivului într-un anumit context? Nu se poate. Dar a promis... Politic intern. Nu vorbim faptul că minte cum respiră. Votat inclusiv de Partidul Social Democrat. Da, a fost susținut pentru a nu se crea o criză politică atunci. Haideți să fim oameni serioși. Corect, dar nu poți să spui, vin să asigur un an de interimat și acum să fii pe toate gardurile. Nu se poate. Deci de-aia noi nu ne vom vindeca niciodată decât atunci când vom fi foarte fermi. Dom'le, mă înscriu într-un partid, vreau să conduc, păi mă duc și să mă aleagă electoratul. Care e democrația? Care e democrația pe care o promovează acești oameni care vor să conducă România? Nu vedeți că România este o țară captivă? Nu vedeți că fundația asta, știu eu, și am văzut zilele trecute un documentar care m-a cutremurat. Nu se poate ca acest individ să spună că nu crede în Dumnezeu, că nu are niciun fel de remușcare atunci când distruge niște țări. Nu se poate. Și la noi să fie parazitat tot sistemul de conducere, să se dorească instalarea lui la nivelul cel mai înalt. Și este, de fapt. Acum, noi trebuie să invalidăm accident istoric. Oameni care sunt plătiți de afară, oameni cu dublă cetățenie conduc România. Unde s-a mai întâlnit așa ceva? Cum este posibil, spre exemplu, și aș vrea să nu mă încing. Dar nu știu, e interzis de lege? Că nu, interzice ce? Constituția? Domnule, este interzis? Sau e chestiune de moralitate? E o chestie de moralitate până la urmă, domnul Dumitrache. Cum este posibil să ai atâtea pretenții, dar tu să nu vii, să nu simți robudește? Văd foarte mulți candidați și la USR. Ar trebui să vorbim mai mult de noi. Dar sunt oameni care vorbesc foarte rău românește. Cum gândesc oamenii ăștia că vor produce legi pentru România
în situația cât ei au trăit afară. Nu poți să înțelegi un popor decât atunci când trăiești cu el. Nu sunt adaptați la realități. Nu cunosc realitățile. Vin, am tot respectul pentru oameni care au făcut masterate, studii superioare în străinătate. Dar ca să poți să vii, să dai legi în România, trebuie să vii, să ai o perioadă de acomodare, să vezi cum trăiește românul, te duci pe stradă, să vorbești cu el, să vezi ce necesități are, ce nevoie are și atunci să te duci să spui, da, nu, eu pot să corectez aici. Dar să zici, nu, trăim într-un fel de absurd. Colac peste pupăză, ieri a apărut și o altă idee a președintelui celor care l-au votat, că nu vor participa și nu invită la sărbătoarea națională, la festivități, pe președintele celui mai mare partid din România, pe fostul prim-ministru al României. Și președintele senatului, al doilea om în stat. Da. Dom'le, s-a privatizat cumva România sau sărbătoarea națională, adică în ce țară trăim? Și văd că tinerii frumoși și liberi, care ni l-au adus la putere, și nu numai ei, Nu sunt vocali. Când a trebuit să pice Victor Ponta la comandă, că nu se putea să se împlinească un an de la, pentru guvernul său, au ieșit în stradă. Acum de ce nu ies în stradă? Că sunt cozi la, ați văzut, la permise, sărbătoarea națională este privatizată, vine numai cine dorește, în ce țară trăim. În momentul când devii președinte, eu consider că trebuie să fii președintele tuturor. Ești obligat să fii președintele românilor. Exact. Și nu vorbim de faptul că și asupra dumnealui planează foarte multe lucruri. De murdare. Natură penală. A familiei. A faptul că e acolo. Cum poți să spui un lucru de care tu, în conștiința ta interioară, ar trebui să fii conștient. Adică ce, și-a șters creierul? S-a spălat? Pe creier a uitat că a luat casele pe acte false? Sau soția? E un membru al familiei. Deci nu se poate. Da. Trebuie să punem lucrurile astea la punct. Și românii au momentul optim și poate cel mai important să se exprime. De-aia cred că România Unită trebuie să primească sprijinul românilor care știu viața din România și să care trăiesc ceea ce merită. Să primească ceea ce merită. Respect. Să-și recâștige demnitatea, pentru că acum românii sunt călcați în picioare. Să-și voteze viitorul, domne. Ăsta e cel mai important. Votând Partidul România Unită, votați viitorul. Nu, dar sunt... Viitorul copiilor voștri, viitorul nepoților voștri. Da, este foarte important să ieșiți la vot și să votați Partidul România Unită, un partid naționalist care nu vă vrea decât binele. Mergeți la vot și votați Partidul România Unită, un partid naționalist care nu vă vrea decât binele. Stimați prieteni, susținătorul Partidului România Unită a fost un prefect al județului, domnul Ioan Marinescu, independent, dar susținător al PRU, și domnul Gheorghe Culcer, președinte PRU Târgoviște. Luăm un scurt moment comercial. Oameni buni, nu plecați nicăieri. Vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră. PRU, mândria de a fi română, emisiune de promovare electorală, numai aici la Candidații la Raport, la Columna TV. Luăm un scurt moment de publicitate, revenim imediat și vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele dumneavoastră. Publicitate.